Târg educațional pentru liceeni, UCB și-a prezentat astăzi oferta educațională pentru viitorii studenți care vor să opteze pentru facultățile din cadrul Universității din Târgu Jiu. Facultatea de Drept rămâne în topul preferințelor elevilor de liceu. Concurență mare este și pe locurile din domeniul medicinei. În acest an, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu vine cu o ofertă variată la toate cele patru facultăți pentru ca viitorii studenți să aibă cât mai multe opțiuni. Studenții Facultății de Inginerie din cadrul Universității au avut o prezentare inedită la târg. Noi avem de regulă în fiecare an un număr de 425 de locuri bugetate de la stat, să spunem la cele vreo 25 de specializări la licență, la nivel licență, și de asemenea avem 125 de locuri bugetate la nivel master. În egală măsură oferim la concurs cam un număr egal de locuri cu taxă. Să arătăm dotările de care dispunem, să arătăm condițiile de studiu, laboratoare și alte facilități pe care universitatea le pune la dispoziție. Am participat cu acești roboței la mai multe concursuri, la București, Timișoara, Oradea. Sunt niște roboței construiți din piese cumpărate, nu sunt kituri complete, sunt programate cu Arduino. Acesta este un roboțel controlat prin Bluetooth. Elevii de la liceele din județul Gorj au fost prezenți la târgul educațional organizat de UCB. Cei mai mulți tineri nu sunt încă deciși ce facultate vor urma după terminarea liceului. Am venit aici pentru a vedea noi oportunități, să vedem ce ne poate aștepta, ce ne poate ajuta să ne dezvoltăm mai departe. Adică dacă ne dorim ceva, să vedem dacă ne poate ajuta cu ceva această facultate. Niște oameni chiar își dau interesul să le ofere oamenilor șansa de a învăța diferite lucruri. Pentru ce facultate vrei să optezi? Eu încă sunt pe gânduri, sunt indecis. Momentan nu știu că mai este. Dar poate mai încolo o să vreau să rămân tot la liceul meu, la poziceală. Cum ți s-a părut oferta lor? Bună. Chiar interesantă. Și îmi place aici. Elevii de liceu sunt încă interesați să urmeze o facultate. Trendul pentru urmarea cursurilor post-liceale este ușor ascendent față de anul trecut.